asta au început. Aoleu! Uite! Au dat de apă, gata! Ia un ciuciugulesc acolo! A ieșit și domnul Benone la plimbare. Ce faci, mă? Ochiosu? Fighi, ce ai la ureche? Aoleu! Nieve! Nevonsia! Ca să înțelegeți cine îmi strică mie treburile în viață. În loc să se joace copiii în trambulină, se joacă mascotele astea robingo. A, și bebei în căruță acolo doarme. Iară trebuie să șterg trambulina. De fiecare dată când îl pup pe bebe aici, am o cârpă, șterg, mătur, păr. Mizerii, ce salintă și asta. Prea vreau să dau ochii cu voi azi. Să mă vedeți la față, nu prea, că cred că am o față de toată biblioția. Sunt puțin răcită. Ieri am stat toată după amiază în pat. Nu am zăcut ca la gripă, dar mă durea foarte tare capul. Nu puteam să stau prea mult în picioare, așa că am stat toată după amiază în casă, băgat în brlog. Și astăzi vedeți cum sunt și ce vreau să spun e că toți suntem răciți, de la mic la mare. Știi, bineața Alexa era și ea cu nasul, așa că toți suntem cu problemele astea de răceală, da? Tipic perioade în care ne aflăm, pentru că la început de iarnă și la sfârșit de iarnă lumea răcește, mai ales noi. Astea vin spuse. De ce să mă apuc și ce să fac? Am făcut curat în casă, am pus mașina spăla vase, am pus mașina spăla rufe, am întins deja niște rufe pe aici, la uscat. Cred că mă duc să schimb niște plante, trebuie să schimb ca ăla zi palmierul la mare. Rățuștele le-am dat drumul de dimineață puțin, dar puțin așa, e cald afară, e plăcut, nu e rece, dar nu le las nici mult în apă cât vor ele, că ar sta toată ziua și încă-s micuțe. Pe celelalte care sunt mari acum, tot așa le-am lăsat, pălea din prima zi au intrat în apă. Dar astea zic că e puțin mai rece afară decât în vară când au ieșit surorile lor. Așa că le-am băgat în cutie. Au făcut o băiță și acum le-am băgat în cutie la locul lor. Astea fiind spuse, cred că mă apuc de treabă. Sper să fac ceva astăzi. Altceva în afară de tipica rutină de făcut curat în casă, mâncare și etăcăuri de genul. Ce faci, fată? Terminat, astăzi am grădinărit, deci eu nu știu unde scot puteri și forță, dar mă rog, am săpat prazul, bine, am și udat toată grădina, dar am săpat puțin prazul și ceapa, că s-a întărise. La noi terenul e foarte, cum să vă spun eu, să face așa calutul, știi? Și trebuie săpat din când în când, oricât bălegarea îmi pune noi și tot felul de composturi, nu funcționează situația pentru că avem inundații și se face așa ca o lutu, după cum vă spuneam. Bun, nu e asta ideea, vă spuneam că am săpat ceapa aici și aici, prazul ăsta de aici. Și am mai pus eu o chestioare, uite, am început să iasă salata pe aici și ridichile, mai completat rândul ăsta de mazăre. Bun, aici avem cartofi, aici avem spanacul, care îl vedeți, asta nu e spanac, asta e o buruiană, dar pe mijloc așa, e numai spanac. Și am pus în zona asta, toată zona asta de aici, am pus morcovi, pe rândul ăsta am pus pastârnac, iar pe rândul ăsta am mai pus o tură grasă, așa, vedeți că e grăsuț rândul ăsta, de mazăre. La noi mazărea se mănâncă foarte mult, Alexa o mănâncă și crudă, se pune aici în grădină și începe să ronțăie din ea, așa că am mai pus o tură de mazăre. Iar în continuare o să vedem noi zilele ce urmează, ce mai punem. Între timp am mai făcut o pănoață frumoșică, a călcat o rățușcă asta cu piciorul pe cap, nu știu ce s-a întâmplat și a omorât-o, așa că din nou am mai rămas cu 8
le-a schimbat-o Ștefan într-o cușcă mai mare. Și na, ce să facem? Asta e cu bobocii de rață, boboci sau pui, cum s-or numi ei. Sunt puțin ruptă. Deci eu nu știu, nu știu. Adică a dormit bebe în căruța aici afară și a dormit mai mult și am profitat ca să pot să fac grădină. Acum mergem până la solar, că zicea Ștefan să mă duc până acolo, că avem căpșunele Rozalie, așa. De căpșunile astea, nu știu când o să ne ocupăm să le punem și pe ele pe rânduri cu folie, dar trebuie zilele astea, că săptămâna viitoare se anunță ploaie, măcar să le prindă, să le umezească bine. A, uite aici. Ce vorbești, ce n-ai văzut? Căpșunele la ghiveci, puse în decembrie. A, uite-le, toate înflorite, cu căpșunele. Dar să vedeți când o să vină Alexa acasă, direct pe ea. Dar nu-i oară până mâine să se înroșească mai mult. Și aici în solar vreau să vă arăt că Ștef a pregătit deja răsat de roșii, primul care, pe care o să-l punem, cred că prin martie, sub folie. Și acolo sus mai avem răsat de roșii, dar asta e separat, pregătit să-l punem în grădină. În tot râul meu am făcut și mâncare, ce credeți? Am făcut un zi orez cu ui și legume și ciuperci. Ne punem să mâncăm. Dragilor, și cam atât pentru azi. Mă duc să le dau și la animăluțe ce a rămas de la făcutul de mâncare. Să ne vedem mâine mai bine decât astăzi. Momentan, cam așa s-a desfășurat dimineața la noi. Am și mâncat. Acum cred că sigur mă pun în pat să zac și eu măcar o oră. Ne auzim, ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuțul. Să aveți o după-amiază binecuvântată. V-am pupat!